astăzi vom petrece 24 de ore în mașină! De fapt, nu este o mașină simplă, ci o autorulotă! O căsuță pe roți! Acum este ora 8 dimineața! Și în 10 minute încep lecțiile online! Atunci ce să stăm? Matei, hai să mergem în rulotă! Să deschidem ușa, scările și pe rând intrăm! Așa, bravo, Matei! Melisa, ușuriel, cu piciorul așa, micuța, și Mirciulică și mami! Pa, pa! Am intrat, aici este curat pe podea și ne descălțăm, luăm șlapii de schimb, papucii de cameră, Matei și tu, hai descalță-te și dezbrăcăm hainele. Da. Dar oare vom rezista noi să stăm atâta timp aici? Fără să ieșim afară? Dar geamul putem să-l deschidem? Geamurile toate le putem deschide, dar nu putem ieși afară! Și unde vom dormi? Pe scaune? Nu, glumesc! Ia priviți aici, avem un dita mai dormitorul! Iată, se pune scara și vom urca acolo sus și vom dormi! Dar nu e tot, acesta este dormitorul pentru părinți. Iar acolo avem dormitorul copiilor. Și unul deja a dormit. Și este cu două nivele. Ia priviți, aici va dormi Mircea și aici Melisa. Sau invers. Sau voi nu doriți să dormiți aici înăuntru? Vreți afară? Nu! Nu vreți să pierdeți challenge-ul, da? Dar avem mâncare? Cum o să stăm aici 24 de ore? Totul este, ia priviți aici, veniți la mine! Suntem aprovizionați cu de toate, începând cu frigiderul, este plin! Vai, iaurt, brânză și bucate, apă, lapte și să vedem în congelator. Wow! Avem colțunaș de casă! Cu cartofi! Da. Și să vedem aici! Ia priviți aici, avem legume și fructe și apă de rezervă, de băut, apă potabilă! Super! Dar stai! Dar dacă vrem la baie? Nu știu, Mircea, ieși afară, aici, benzinărie, pe undeva să fie, dar pierzi challenge-ul! Avem soluție și pentru asta! Ta-da! Ia privește aici! Oh. Dar ce e aici? Aici este un aragaz! Ia privește, aici poți să gătești mâncare! Dar aici? Aici este chiuveta! Aici ne vom spăla pe mâini, vom spăla vasele! Ah. Așa, ia priviți! Cine vrea să bea ceai la micul dejun? Eu! Și ca să nu ne plictisim, ce facem, Matei? Ne jucăm puzzle? Aici pe jos noi am spălat, este curat și Matei poate să se joace. Noi, de fapt, aici avem mai multe challenge-uri. Să păstrăm curățenia, să avem grijă să spălăm vasele la timp, să ne facem lecțiile, da? Și să ne distrăm în timpul liber. În autorulotă este foarte cald, deși afară avem minus, în noaptea aceasta am avut minus. În mașina noastră, ia priviți, 25 de grade avem. De două ori am deconectat căldura și se menține foarte cald. Este ora 8:30 și începem călătoria noastră! Gătim bucate
pentru toată familia. Ce miroase! Miroase a hrișcă! Și aici avem ciorbiță cu pui. Mami, nu uita să pregătești cașcavalul. Îl vom filia. Și ia priviți aici ce mai avem. Un fel de șuricel de afară, o cărtiță a venit. Căpșunele. Tati filiază cașcavalul. Adoratul copiilor. Și aici deja bucatele sunt gata. Copii, haideți să mă ajutați să punem în farfurii și aranjăm masa. Mircea, vino să-ți transmit ciorbița și cu lingura. Următorul. Dar știți că nu e atât de imposibil cum părea. Chiar e foarte confortabil. Și e gustos. Acum vreau să mănânc. Cania. Și hrișca noastră. Ce bine miroase. Felul 2. Și imediat vin și fructele. Miam. Felul 3. Până la 10. E deja adormit. Și familia ia prânzul. Poftă bună! Mulțumim! De ce aveți aici? Wow! Ciorbă, hrișcă, legume și fructe! Căpșunelile le-ați gustat? Nu! Le gustăm imediat. Ia priviți ce priveliște avem de aici din autorulote. Foarte faină! Și cum e? E călduț aici la noi în casă? Da! Poftă bună nouă! Ne vedem mai târziu! Și împreună strângem masa, spălăm vasele. După aceea, ce mai facem? Vedem ce activități facem. Da. Pe bicicletă! Da, în autorulotă, 24 de ore. Pe loc repaus! Așa, spălăm vasele, dar nu lăsăm să curgă apa la robinet. Pentru că economisim, nu suntem acasă și capacitatea rezervorului este limitată. Așa că ne străduim cât mai puțin să conectăm apa, cu toate că avem apă suficient, o să ne ajungă. Și ultima linguriță! Bravo, Matei! Am mâncat toată ciorbița! Ia să spuneți, este bravo, Matei? Apasă pe like dacă așa crezi! Bravo, puiuțu! Bravo! Și după masă, tati are de băut pastile. Ia priviți câte sunt, luni, marți, miercuri. Și mai are de primit încă 2 săptămâni. Este un tratament de lungă durată, dar care face bine. Și încă nu sunt toate pastilele? Da, mai ai de pus acolo încă mult. N-am încăput. Ia să vedem cum arată. Și a venit seara și punem parasolarele ca să mențină căldura la noi în autorulote. Da. Și peste tot, da? Parbrizul și geamul șoferului deja este pusă. Ia, credeți ce interesant. Jaluzelile deja au parasolare în partea cealaltă. Da. Așa, jos. Să se țină. Și ne jucăm domino. Are 1-1? Nu eu. Matei, tu ai? Matei are. Hai, pune-o. Pune aici, Matei. Așa. Stai, Matei, că nu e rândul tău. Melissa pune. Și acum eu. Nu. Ai. Hai, Matei. Așa. Și se pregătesc copiii de somnic. Cine e acolo? Afară se vede. Interesant? Așa e, nu avem voie să ieșim afară. 24 de ore
În mașină. Da. Și tu unde dormi? Da, Mircea deja a dormit, obosit. Și Matei cu Melissa au rămas, cei mai rezistenți. Așa, aici avem o plasă de protecție. Și uitați, vă fixăm aici sus. Melissa, mă ajuți. Și Matei, hai ajută-mă. Așa. Bravo! Ia priviți ce bine este. Să nu cadă copiii de la nivelul superior. Da. Și Matei, tu dormi cu Melissa acolo, da? Bravo, Matei! Așa, noapte bună, copii! Noapte bună! Matei, noapte bună! Matei! Noapte bună, Mircea! Iar mami pleacă la baie! Mă duc să fac un duș înainte de culcare. Și ia priviți aici! Și... Tadam! Și cabina de duș este pe loc! WC-ul se transformă în baie, 2-1. Ce copii? Zâmbiți, da? Dar în schimb avem de toate aici. Bună dimineața! Salut, Matei! Unde suntem noi? E bine aici? Suntem în auto rulotă? Mașină căsuță? Așa. Să mergem să trezim ceilalți copii. Ai am găsit aici? Mirciulică! Mircea! Mircea, trezirea, la ore, ai lecții online, Mircea! Mircea, cum ai dormit în autorulotă? Super! Deschide ochii! Sumnurile! Dar unde ți este ursulețul? Unde l-ai pus? A dormit și el bine? Ne trezim? Hai câte puțin, mergem mai departe, de la mic la mare. Stai să scot plasa de protecție. Și fetițele garofițele, ce fac aici? Salut! Cum ești, Melissa? Cum piciorușul? Bine. Super! Și tu ai jucării acolo! Vai, ce brățară frumoasă ai! Melissa, în jumătate de oră încep lecțiile online. Hai să ne pregătim. Și Matei coboară! Bravo! Unde te duci, la Mircea? Iar acum e timpul toaletei de dimineață. Toată familia la baie! Și gata, toaleta de dimineață. Și hai repede să facem paturile, că încep orele imediat. Așa, spălăm pe dințișori, da? Unde este pasta lui Matei? Aici, pereuța. Și ia priviți, totul a încăput.
tot ce avem nevoie, gel de duș, șampon. Chiar avem și fion de uscat părul. Și oglindă, chiuvetă, robinet. Dar mai avem ceva aici despre care vom vorbi puțin mai târziu. Hai să spălăm dințișorii lui Matei. Așa. Avem și apă. Toate condițiile. Mateiaș, hai să spălăm dințișorii. Și gata! Bravo, Matei! Super! Ne spălăm pe față și ne pregătim de micul dejun. Și iată, gătim micul dejun. Avem sărmăluțe, lapte pentru copii și un ceiuț. Și pregătim micul dejun. Copiii vor lapte cu cereale. Hai să nu pot să deschid. Hai să punem aici. Melissa, vreți mult? Da. Mircea, tu? Punem lăptic și copii, hai veniți și vă luați farfuriile. Și fierbe ceainicul. Dar trebuie să mănânci. Poftă bună! Mulțumesc! Și tigruț mănâncă. Și ceaiul e gata. Sărmăluțele sunt gata și le vom mânca cu smântânică. Și să ne așezăm la masă. Oare ne va ajunge mâncare până mâine dimineață? Nu știu. Tati, poftă bună! Mulțumesc! Mie o să-mi ajungă sărmăluțe. Și mie. Așa e mai gustos. Și Matei, tigruț mănâncă, Mircea mănâncă. Așa de tare vreau afară. Ia uitați-vă ce frumos este aici. Aștept mai repede să se scurgă 24 de ore să ieșim la libertate. Da! Mircea, dar tu ți-ai făcut temele? Da. Sigur? Da. Să știi că te verifică doamna învățătoare. Chiar dacă suntem blocați aici pentru 24 de ore, ne-am pregătit cu toate manualele și caietele de la școală. Și Mircea cu Melissa, dacă nu fac temele, au absență. Așa că trebuie să fim prezenți. Ia priviți-le cum stau și pândesc. Ia-te-o, vine. Stați pe pace, că ele nu ne fac nouă nimic. Dar sunt multe, tati. Uite, chiar sunt foarte multe. Multe, eu văd cel puțin 5. Uite da. Cum zbor, de parcă sunt aici pe poligon. Joacă fotbal, teren de sport. Probabil că e din cauza că este apa aici aproape, în apropiere. Și de aceea vin ele multe sau aici. Uite cum aleargă. Parcă sunt niște veverite. Da. Veverite foarte mici. Dar dacă sincer, nu știu cum se numesc. Cârtițe? Cârtițe, dar nu sunt cârtițe. Acestea sunt alte. Priviți aici pe lac câte lebede se văd. Și mâine dimineață ne ducem să le hrănim? Da! Mergem împreună, da? După ce are. Luăm bicicletele și ne ducem la lebede. Dacă ne rămâne ceva mâncare. Da, dacă le dăm mâncare, dă și mie puțin de mâncare. Bunică mai avem, așa că o să avem cu ce să le hrănim. Și desertul la ceai. Și suntem gata pregătiți de lecții și mergem la drum în același timp. Ce faceți aici, copii? Temele. Matei scrie, Melissa își face temele și Mircea imediat se conectează pe Zoom. Eu mă conectez pe Zoom că am lecții online. Iar eu puțin mai târziu mă voi conecta la matematică. Iar Matei cu lecțiile lui. Suntem în drum spre o destinație turistică foarte interesantă și copiii fac lecțiile în același da. Timp. Sunteți bucuroși? Da! Bravo!
Copiii fac lecții online, Mircea deja este conectat și are limba română. Melissa mai așteaptă încă 5 minute și se conectează și ea. Tu vei avea matematica. Vă doresc succes, iar Matei încă doarme. Unde ți este plapuma? Ți-ai luat plapuma? Și iată că pregătim deja să mâncăm prânzul și deja resursele noastre se epuizează. Nu mai avem nimic în frigider, doar câte puțin, așa, niște biscuiți aici a rămas. Sperăm să ne ajungă și a doua zi. Voi în comentarii ne-ați scris să facem și partea a doua. Și familia Milimi totuși a încercat să facem, să rezistăm, să supraviețuim 24 de ore în autorulotă. De fapt, deja 48 de ore se primește. Matei, ai mâncat smântână? Matei deja este flămând, se vede că stăm aici închiși și nu avem posibilitate să ieșim. După cum vedeți, nu avem magazine, suntem în câmp, la munte și în stânga și în dreapta apă. Și acum Mircea la mâncare. Unde ești, Mircea? Te scuz. Hai, vină la mâncare. Poftă bună, familie. Mă gândeam să mă bag sub masă să iau ceva rapid. Așa, hai să deschidem. Matei. Și folosim doar două farfurii ca să nu irosim o apă pe care o avem aici ca rezervă, pentru că resursele noastre se epuizează. Veniți să vă arăt. Ia priviți, nivelul apei a ajuns la 50%. Vai, 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 oare ce facem? Și energia? Tot 50%. Reușim oare să trecem acest challenge? Apasă pe like să ne reușească! Cât mai multe like-uri, cu atât mai bine! Cu atât mai multe procente! Să se încarce și familia Melimi, dar și autorul Lota! Poftă bună! Hai, tate, vino la masă! Și timpul nostru deja s-a scurs! Putem ieși afară! Doar stai puțin! Dacă mai vrei să vezi astfel de challenge-uri, nu uita să apeși pe like, pe clopoțel și abonează-te! Și gata! Iată că a luat sfârșit și a doua parte a challenge-ului 24 de ore în rulote! Da! Libertate! Iată că am pășit pe pământ! După ce am ieșit din această mașină, când țărim pe pământ, pare că se clatină! Așa este! Părem amețiți cumva, nu știu cum, dacă permanent da. În autorulotă și mergând, parcă te clatini, așa și pe pământ! Pum, 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 pum! Pa, pa! Pa, pa!